ați putea să ne spuneți care este identitatea oaspetului pe care l-am urmărit până acum cu aparatul de filmat? Trebuie să vă mărturisesc că l-așteptăm cu multă nerăbdare și emoție, cam de vreo 4-5 luni de zile. Este vorba de ursul polar pe care l-au adus de pe insula Wrangel, din nordul îndepărtat, special la Moscova și de la Moscova la București, pentru filmările care vor avea loc în vara aceasta în București, la filmul Fram și Un saltimbanc la Polul Nord. Interpretul filmului, în egală măsură cu mine, trăim aceleași clipe de emoție vis-a-vis de ursul alb care a ajuns în vama noastră. Unde se vor filma primele cadre cu personajul principal? Primele cadre le vom filma la Buftea, cu ursul și cu micul urs și cu interpretul Adebulul. Care este părerea ta despre partenerul pe care îl vei avea în acest film? Sper să fie blând, dar nu se știe. Nu se știe încă. Nu se știe. Pe când primul tur de manivelă? Peste 10 zile. În afară de urs și de interpretul aici de față, cine mai joacă în acest film? Păstrăm secretul ca să mai reveniți la noi, cu dorința de a afla cine vor fi interpreții și cu cine vom defila până la sfârșit la acest film.